Declarațiile primarului Ion Lungu vin după ce săptămâna trecută și-a anunțat candidatura la șefia organizației municipale a partidului din care face parte, PDL, pe care și în prezent îl conduce la nivelul municipiului Suceava. Din proiectul său politic face parte și câștigarea unui nou mandat în fotoliul de primar al municipiului Suceava pentru PDL sau oricare partid politic în care se va afla și Gheorghe Flutur. Am fost sensul voi rămâne în echipul Gheorghe Flutur. Ion Lungu și-a exprimat preferințele și pentru viitoarea echipă. Mi-aș dori ca în această echipă să fac oameni de bază, în special viceprimarii, consilierii. Revenind la alegerile din PDL Suceava, acestea se vor organiza pe 30 mai, odată cu aniversarea partidului. Chiar dacă la Suceava manifestările vor fi modeste, evenimentul nu va trece nemarcat. Vom avea două evenimente, probabil vom organiza alegerile la organizația municipală și vom sărbători și ziua partidului. Ce presupune ziua partidului? Să marcăm evenimentul. O să vă anunțăm din timp, spectacole. Sigur că nu de amploare, dar o să marcăm evenimentul.